What? Oh, Zoe! Oh, e negru! M-am întors pe Minecraft, oameni buni. Ăsta este episodul cu numărul 9 din noua mea serie și astăzi voi face ceva ce sincer n-am deloc chef să fac. Astăzi voi merge din nou în Nether, oameni buni, și înainte să merg în Nether mi-ar trebui niște looting pe o sabie, nu-i așa? Ia uitați, am 6 solzi de ăștia de armadillo și acum voi încerca să fac o armură de asta și voi încerca să o colorez cu o culoare pe care nu o am la mine. Unde, Dumnezeule mare, am pus culoarea? Bun, ia să vedem. Ok. Mă, ce, Dumnezeu, mi-a luat de două ori? Ha? De ce pot să o colorez non-stop? Bro, ce se întâmplă cu jocul ăsta? Am o armură de câine colorată pe care am colorat-o de vreo 30 de ori și desigur că nu mai pot să o pun pe cățel. Deci jocul ăsta e plin de buguri, plin, că margarina trebuia să aibă armura galbenă. Stați așa să-mi dau și eu microfonul. Dar ce faceți? Ce zi e astăzi pentru voi? Pentru că pentru mine este... ce e astăzi? Duminică. Haideți să scăpăm de toate chestiile astea din inventar, pentru că dacă mergem în Nether, o să vă zic imediat ce facem acolo. Trebuie să mergem să găsim o... cum îi zice? E destul de bună. O fortăreață, da, exact, o fortăreață. Deci ne trebuie o fortăreață ca să facem rost de blaze roduri, pentru că, de ce să vă mint, vreau elitra. Deci în momentul ăsta eu nu mai rezist fără elitra, oameni buni. Trebuie să merg atât de mult, mă doare capul. Am devenit leneș. Nu, ăsta e adevărul, oameni buni. Păi pe vremea mea... What? Apăsați butonașul de like dacă era cât pe ce să mor. Și să-mi fie distrusă casa. Apropo, pincanilor, mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile care au apărut pe ecran în 3, 2, 1. Ia uite-le ce frumoase sunt, sunt multe și au dispărut. Hai să ne întoarcem la joc. Așa, un băț, hai. O sabie și o să punem astea înapoi. Fiți atenți, îmi trebuie și niște lapis pe care desigur știu că l-am aruncat... Unde, Dumnezeu, l-am aruncat? Ce e chestul ăsta? Vă promit. Deci fiți atenți. Dacă în momentul ăsta apăsați butonașul de like, eu fac o afacere cu voi. O să... Bă, da, să chiar e nesimțit. Chiar e pe lângă casa mea. O să fac curățenie în chesturi, da? Asta este afacerea. Șterge-o de aici. Voi știați că creeperul... Mă, n-am văzut eu bine sau i-a trecut săgeata prin cap? N-am văzut bine, nu a fost lag. Bun, hai să vedem. Looting. Bun, nu e looting, dar mai avem două șanse. Looting. Oh my god, looting 3! Oh, și bane-ul artropodelor. Aoleu, urăsc artropodelor. Glumeam. No, actually, păianjenii, bă, sunt destul de drăguți, mă. Bă, uita, vede un păianjen și e like, omoară-l, omoară-l cu sânge rece. Like, bro, e un micuț păianjen... Bă, da, invers nu merg puse? Interesant. Deci avem sharpness și looting și desigur că mi-ar fi convenit să aibă și unbreaking, dar atâta s-a putut. Pincanilor, cu asta o să farmăm în Nether Enderman și o să mergem să căutăm și un fortress, da? Dar dacă vreau să merg în Nether, îmi trebuie următoarea chestie. Mâncare, am mâncare la mine, da, e bine, bun. Și mai important de atât, îmi trebuie o grămadă de blocuri, că sigur va trebui să fac pe acolo diferite poduri peste lavă. Ok, nu am chiar atât de multe blocuri, aparent. Ce sunt astea? Niște blocuri de dirt, moss blocuri. Dacă pui moss de ăsta în Nether și dai cu bone meal, oare se extinde? Hold up, tocmai mi-a venit o idee, am putea să terraformăm Nether-ul. Mamă, cum ar fi? Deci am niște mega proiecte în minte, mamă, ar fi fenomen să facem ceva de genul ăsta. Unde mi-am lăsat bărcuța? Ah, e fix acolo, știe cineva? Nu mai contează pentru că am găsit-o oricum. Dar dacă mi-a zis înainte, aș vrea să vă zic că apreciez foarte mult că urmăriți clipurile astea. Deci, până ajungem la portal, vreau să vă zic că în ultimele 6 luni m-am simțit de parcă tot timpul încercam să-mi dau seama ce vrea algoritmul de la mine, ce să fac să prindă. Și de când fac seria asta sunt mult mai fericit, că până la urmă, dacă voi apreciați clipurile astea, mie îmi convine. Ok? Nu vreau să încerc să nimeresc ce vrea algoritmul să-mi promoveze și tot timpul să joc tot felul de trăznăi și apoi tot timpul să fiu dezamăgit că nu prinde.
cu seria asta de Minecraft, sincer, sunt mai fericit decât am fost în ultimele 6 luni de când au schimbat ăștia de la YouTube iar algoritmul pentru a 10-a mia oară. Și o să facem un pic de hate la Google, dar să sperăm că nu se prinde Google-ul, e murdar monitorul meu. Pentru că nu de alta, dar fiți atenți, Google-ul, ce a făcut bun pe lumea asta? A cumpărat YouTube-ul și în afară de asta n-au fost în stare să facă nimic. Google Plus, mort. Au făcut ochelarii aia Google Glasses, morți. Mai nou, închid Google Pay-ul. Da, GPay-ul ăla de își cumpără lumea cu el pe jocuri, bani și chestii de pe Google Play, da? Și îți bagi cardul, e ca un fel de PayPal, îl închid și pe ăla. După care ai Stadia-ul, care a fost un eșec total, niște poțiuni de rezistență la lava ar fi fost foarte utile. Bun, fiți atenți, țineți minte unde ne aflăm. 150 cu 7. Și, mă, dacă e ceva ce nu-mi place la combinația asta de moduri de optimizează, e că prin fog, adică prin ceață și prin apă, vezi creaturile. Da? Dar le vezi perfect cum ar trebui. Fără niciun mod... Ok, ăla n-arată cum ar trebui, aia e destul de ciudat. Dar se vede creatura și, de fapt, nu se vede altceva și arată creaturile astea de parcă plutesc. Bun, o să coborăm aici jos, pentru că aici am coborât data trecută. Și o să încercăm să găsim o zonă unde poate e mai relativ ușor de navigat. Țineți minte, 150... Dar ar trebui să merg și în partea aia. Cred că în partea aia ar trebui să merg ca să bat Endermanii. Oh, ăștia o să fie problematici. Bă, ce vrei? Pleacă de aici. Da. Ok. Mă pot urca pe aici și apoi să fac dreapta. Nu cred că o să stau să iau asta, nu mă interesează. Deci suntem în căutarea unui Nether Bastion. Oh, ăla e un biome spurcat rău. Sau, oameni buni, o fortăreață. Așa. După cum spuneam, o fortăreață. Poate ieșim și noi în munte pe partea asta? Aia îmi place să văd. Nu știu cât de mult o să dureze, dar, pe bune, asta e cea mai puțin preferată parte a mea dintr-o serie. Când mergi de nebun pe aici prin Nether și e atât de greu de navigat, îmi vine rău, mi-e vomit. Deci îmi spuneți în secțiunea de comentarii care este partea voastră cel mai puțin preferată când jucați Minecraft. Ok, să bateți dragonul, să mergeți în Nether. Pentru mine e mersul în Nether, dar nu mersul în Nether să văd ce e. Că na, nu e atât de rău, știi, să te uiți pe aici. Să încerci să cauți ceva, să găsești ceva. Când chiar știi că trebuie să stai aici până găsești. Aia e cea mai nasoală parte la mine. Bă, bune? Pleacă de aici! Pleacă de aici! Pleacă, mă, n-auzi! Nu știu de ce a stat foarte cu minte și s-a uitat la mine așa, ceva gen, bă, te rog, nu mă omoră, dar totuși o să vin așa spre tine ca o lepră ordinară a societății. Tu ce vrei, mă, că mă nervezi acum aia? Ha! Ai văzut-o pe aia venind. Ok, cred că a văzut-o venind. Oh, tu rămâi acolo, da. Ai văzut, mă, era lângă groapă, să mă arunc eu în groapă din greșeală, mă, ducându-mă să-l omor, mă, da. Bă, biomul ăsta e semi-ok de traversat. Nu mai contează, retrag ce... Mă, ce e asta? Mă, voi ați mai văzut un copac de ăsta de Nether atât de mare? Yo! Holy shit, ce mare e! Deci, de ce... Ia stați așa să vedeți care e trunchiul mai gros. Și știți că mie îmi place să fie trunchiul de copac gros. Nu mai știu, retrag ce am zis. Deci, de ce e trunchiul ăsta așa de mare? Eu n-am mai văzut așa ceva. Ok. Ai, bine, bro. Gamerul, legendar. Cum o cheamă pe aia care joacă tenis? Aia, mă, care joacă pe... tenis. Zi, aia de... La noi, mă, la români, mamă, am uitat cum o cheamă. Scrieți-mi repede în secțiunea de comentarii. Da, eu sunt jucătorul de tenis profesional, stai jos, javră ordinară a societății care comite evaziune fiscală, păpune că n-a dropat absolut nimic. E acolo dropat ceva, dar cine se duce? Da, cred că o să evităm baiemul ăla dacă putem. O să mergem pe aici, nu de alta, da. Da, trebuie să mori.
O să tragi după... O să tragi după mine dacă îmi fac un pod, nu-i așa? Așa credeam și eu. Hopa! Gamerul legendar cu încă un advancement. Nu știu exact ce... Ce mare chestie cu achievement-urile astea. Refuz să le zic advancement-uri, îmi pare rău. Dar nu, e bine, e bine. Că la un moment dat sigur o să vrem să le facem pe absolut toate. Și când o să le facem pe absolut toate o să fie chiar fain că nu trebuie să ne mai batem capul să traversăm Nether-ul. Deci eu nu văd niciun alt motiv să mergem în Nether în afară de ce fac eu acum, jur. Zoe! Oh. E negru! Glumeam, normal că e negru, e un schelet de Wither. Zoe, am ieșit fix lângă un dăsta aici, nebun. Efectiv să rumâna. Coordonate? Minus 130 și cu 708. Doamne, iartă-mă. Oh my god, ce gamer. Ce gamer frumos sunt. Ok, nu știu ce legătură are frumusețea cu asta, dar... Pe unde ar trebui să intrăm pe aici? Intrăm pe aici. Oh. Ăla e? Fortăreața teribilă. Oh. Mă, unde se audă asta? Oh. Bună ziua! Dați-mi, vă rog, alea. Scuipați-le afară, domnule. Eu nu pot să cred, am looting 3. Nu a dropat. Cât a groapa. Deci, suntem într-o zonă foarte periculoasă, asta e clar. Nu mi-a luat decât... O să-mi bat picioarele. 20 de minute să ajung aici. Ok. Marș. Așa. Ar trebui să scăpăm de câteva din aceste blocuri. Cred că soil. Ia, stai să facem aici testul, da? Testul din Giuleș Crângaș. What? Ok, nu funcționează. Nu se extinde aparent pe blocuri de astea. Deci, o să aruncăm astea, aruncăm aia, am aruncat asta, asta, asta. Nu cred că îmi trebuie toate aceste golden nugget-uri, dar o să păstrez câteva. Cred că păstrez restul de chestii. Mâncarea trebuie să fie cât mai aproape. Și ala îndemână, bun, am acolo ăla, am la mine 200.000. Armura e o idee cam stricată. Ok, unde sunt scheleții aia? Bună ziua! Domnule schelet! Apuca mai de schelet. Mă, cine a scuipat? Bă, dar e nașpa rău, frate, fortăreața asta. Pe bune vă zic. Deci uitați-vă și voi. Nu e... E tot îngropat. Și unde nu e... Unde sunt spawnerele? Deci unde sunt spawnerele? Hello? O să am nevoie de astea pentru poțiuni. Deci, mă scuzați, le fur. Ah, oh, ce-mi place să fur în viața reală. Odată am furat un pix de la un coleg. Oh, yes! Saddle! Tati, struț. Ceea ce e ciudat pentru că gen tatălui... Cum îl cheamă? Ziceți repede cum îl cheamă. Lumițu nu pare struț. Nu știu de ce-i tot zice tati struțul. Unde sunt mă ăștia? Oh, fuck. Erau fix aici. Ah, nu poți să intri. Pălugă ce ești. Bun, hai să mâncăm, că văd acolo o grămadă de blazuri. Dar până acum îmi place. Pincanilor am făcut rost în sfârșit. Oh! Pe ăla negru nu l-am văzut. Ok, o să... Sunt ok. Am o grămadă de... Dă-mi și mie capul. Dă-mi capul! Ăla e? Nu mi-a dat capul, mă? Băi! Da, unde de tot vii? Ori. Așa, sunt foarte ok. Nu, am o armură super puternică, dar nici asta nu o să reziste foarte mult. Deci n-a vrut să-mi dea capul, niciun schelet de ăla. Văd că în spate se spunează să blaze-uri de astea. Hai să luăm și de aici astea. Mai aud scheleți. Bă, deci... O să vă zic după acum. Deci am văzut pe internet că poți să faci o chestie cu beacon-uri și să ai toate nuanțele de culori de beacon-uri de pe pământul ăsta. Și ar fi foarte șmecher să avem așa ca un fel de curcubeu din beacon-uri, dar nu cu un tip de verde, cu toate nuanțele de verde pe care le poți face pe Minecraft din sticlă înainte să iasă beacon-ul afară. Bă, am văzut, pe bune, arată foarte, foarte făinuț și aș vrea să fac ceva de genul ăla, dar... Oh, hello! Uite că putem să ieșim și pe aici. Da, mă, e tot îngropat aici, chiar nu-mi place. Așa, n-a vrut să-mi dea nici ăsta capul. Se trage pe dreapta încă un saddle. Și o armură de cal.
Cred că o să aruncăm alea acolo, că nu ne trebuie. Deci, sincer, nu, e foarte bine, e foarte bine. Deci nu am vrut să fac episodul ăsta, deși la un dat trebuia să-l fac, dar deocamdată sunt foarte impresionat, am saddle-uri. Bună ziua! Jur că o să lovesc porcul. Sunteți ratați? Aha! N-a vrut să-mi dea... Ok. Dă-mă capul! Ăla e capul! I-am luat capul! Și acum ne mai trebuie încă... Mai multe bucăți de capete. Mamă, câți scheleți negri! Bă, ce e cu atâția wither scheletoni? Ăla e. L-am înțepat bine de tot. Deci încă se mai aud. Deci nu pot să cred așa ceva. Încă se aud scheleți. Am venit aici pentru scheleți negri, nu pentru blazuri. N-a vrut să... Bă, nu vrea, mă, să-mi dea capul, mă. Dar, pe bune, am prea multe chestii în inventarul ăsta. Am tot aruncat și văd că nu reușesc să rămân cu mai puține. Ok, câte glume e panorama? Hai să strângem... Am 4 blaze roduri deja. Câte blaze roduri credeți că sunt suficiente? 10? Eu zic că 10 ar trebui să fie suficiente, da? Bă, ce se întâmplă aici? Alo, alo, unde plecați? Plecat în vacanță. Okay. 8, mamă, cât a dropat o grămadă. Pincanilor, suntem mega ok în momentul ăsta și sincer cred că armură de caldă diamant, da. Sincer cred că am aproape terminat aici, deși să știi că nu mi-ar sta rău nici cu 3 capete de wither ca să nu mai vin aici prea curând. Bă, câte saddle-uri sunt aici? Sunt toate saddle-urile de pe pământul ăsta. Deasupra aud... Oh, sau? Lasă. Ăla e? 13. Bun, îmi ajung astea. Sau pot să iau 15. Acum, hai să căutăm scheleți până obținem capete suficiente. Oh, ok, bine că m-ai nimerit. Ai fost nesimțit la faza asta, dar sigur... Ok, văd o... Mamă, cât scheleți văd! Aolo, sunt 3 aici. Bună ziua, domnule! Așa. N-a vrut să mi-l dea. Hai, dăm tu capul, dăm capul, dăm capul, dăm capul, dăm capul. Ok, țeapă ordinară. Ăla e, încă unul. Oh, mai e unul aici. Bună ziua, domnule! Hai să vorbim despre Iisus Hristos, că te trimit acum la el în secunda 2. Oh my god! mă scuzați. Bun, am luat 2 cranii, unul după altul, după ce am bătut 30.000 de scheleți de ăștia. Pă bune, am bătut pe puțin 30 ca să-mi dropeze acum capetele astea. Și gândiți-vă așa, eu dacă aș vrea să fac schema aia cu beacon-urile de care am zis, mi-ar trebui, cred că, 100 și ceva de beacon-uri. Adică vreo 100 și ceva de nether staruri, adică ar trebui să fac un fel de fermă, nu? Poate o fermă de wither skeletoni pentru a face ce vreau să fac. Pă bune, cum ies afară de aici? Ajutor, gen. Mă, aici chiar se extinde? A, nu se mai extinde. Ok, trebuie să mergem în ce direcție? Direcția 157, în direcția aia și apoi stânga. Ok, asta arată bine. Arată de parcă trebuie să mai mergem o grămadă. Uite, erau 150. Deci merg bine în direcția asta, numai că trebuie să mă duc foarte departe în direcția aia. Deci o să venim de unde? Din stânga portalului, ha? Ok, fiți atenți, da? Sunteți atenți. Deci dacă sunteți atenți, înscrieți în secțiunea de comentarii acum că sunteți atenți. Hai să-l batem pe ăsta. Dăm 7 perle, bro. 7 perle. Bă, da, 0, pe bune, cu looting 3. Cu looting 0. 0 gărgăuni ai tu în cap, trăiți ar... Enderman-ul să-ți trăia, abar n-am. What? Zoaemiu, tu vrei să-mi zici că în drum spre casă, la distanță atât de mică, mă, era minus 150 cu 0 sau, mă rog, 7 sau... 150 cu 7. Eu știam de 150, dar cred că era minus. Am trecut fix pe lângă unde asta. Bună ziua, domnule.
Exact, da, 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 tu, da, 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 hai. Mă, cât o viață are? Holy shit, cât a rezistat. Bun, haideți să prăduim puternic și dezvoltatul acest minunat bastion. Eu voiam să mă duc acasă, bro, lol. Oh. Ok, văd că aici suntem în bastion. Hai să... facem noi o șmecherie, uite așa. Hai să ne... vrei să cobori? Hai! Hai, smart doile, unde-i mă? Bă, pe bune, unde s-a dus? Alo? Ești pe aici, mă? Vino! A, uite-l. Ăla e o perlă. Wow! Oh. E cineva pe aici? Nu prea-mi place ce văd. Asta e semi-bună. Am nevoie de atât de multe blocuri. Ok, ancient debris. Bun. Altceva nu prea, nu prea. Deci nu-mi place ce văd aici. Chiar mi se pare complet inutil ce e pe aici. O să le lăsăm aici, mă gândesc. Dar... se urcă și mai sus, mă, bă. Nu prea îmi place ce văd, așa, pare foarte periculos orice se întâmplă aici. Dar bine că am, cum le zice, bine că am totemele. Deci dacă am totemele, sunt în regulă. Bine că curge asta lavă fix aici. Bam. Și bam, ăla e. Deci, eu am fost acolo, dar mai sunt o grămadă de locuri de genul. Bă, nu știu ce să zic. Aș putea să-mi pun pe mine ceva de aur? Na, parcă n-am luat nimic de acolo, de aur, nu? E, aia, ne urcăm și batem, ce să zic. Bună ziua, domnilor! Una, două, una, două, așa. Unde sunt chesturile? Am nevoie de toate chesturile voastre. Hello? Deci țineți minte, 220 cu 200, da? Ceva de genul ăsta. Țineți minte că s-ar putea să ne întoarcem pe aici. Eu chiar n-aș vrea acum să stau, că sunt la mine cu toate dropurile astea făinuțe, știi? Da, mamă, da. Cred că o să ne întoarcem aici, dar țineți minte cu... mamă, ce am zis că pic fix acolo, doamne, ce m-am speriat. Țineți minte coordonatele, da? Deci 200 cu 200, ce să mai, 200 cu 200. Și acum trebuie să coborâm... să ne rupem un pic picioarele, ăla e. Și continuăm drumul spre casă, că eu nu stau acum, doamne iartă-mă, mai ieși dita mai bestion-ul. Băi, hold on, portalul e fix sus cumva? E fix sus, zoaie, nu cred. Deci, a, uite-l. Doamne, deci eu nu pot să cred așa ce... bă, stai cu minte. Stai cu... nu eu. Gamer-ul. Lege... oh! Legendar al pământului. Bun, dar oare de la distanța asta, dacă ne uităm la ei, nu se activează? A, bine, poți să dispari când mă uit la tine. Deci trebuie să mergem în baie ăla. Deci aș vrea și niște Ender Pearl-uri, oameni buni. Ca poate data viitoare să mergem în Nether, batem dragonul așa la Sanchi rapid. Țân, 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 pam, 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 știi? Și mai important de atât, Elytra. Elytra. Mamă, dar o să-mi trebuiască o grămadă de... cum se numește... De pudră de aia. Blackstone. Băi, gunpowder. De ce am zis Blackstone? Gunpowder pentru a face artificii. Da. Păi, sincer, nu. Acum cred că cea mai bună soluție este să mergem în baia mola de lângă, să coborâm jos, să batem Enderman, ești nebun. Băi, ești tratat, o să mă dai jos de pe muntele ăsta. Doamne, iartă-mă. Deci idee mai bună n-am avut. Ouch. Ok. Și acum o să mă urc acolo cu un pod de aici și cam aia o să fie. O perlă. Bună ziua! Hai, dăm mai multe, dăm mai multe. Ai dat-o pe mama în chiloți. Hai, dăm tu două perle. Ăla e, chiar mi-a dat două perle. Am nevoie de alea. Oh, bă, nebunilor. Deci, cred că o să-mi trebuiască vreo 14-15. Bă, dar încetează! Perle. Nu vrei să mă ataci de acolo, ok.
De jur, asta e răzbunarea. Mai știți că în primul episod m-a... 3 perle, ok, cred că ar trebui să fie suficiente. Mai știți că în primul episod m-a omorât un Enderman. Hai bro, s-o dăm, Smart 2-ule. Vrei să-ți fac și drum? Hai că-ți fac și drum. Ia de aici. Mori, mă. A picat jos, a murit și n-a dropat. Minunat. Ok, bun. Avem suficiente perle. Eu zic că ar trebui să dăm una acolo. Și să mâncăm. Bam. Și să ne întoarcem acasă. Pentru că în momentul ăsta avem tot ce ne trebuie. Absolut tot să mergem în end să batem dragonul. În afară de faptul că armura asta nu mai rezistă mult. Aia e destul de trist. Așa că ar trebui să o reparăm. Dacă o reparăm, s-ar putea să trebuiască să facem alta de la zero, dar nu aia e problema. Problema e că pot eu să las la făcut XP așa, dar chestia e că dacă rămân fără mâncare, știe cineva dacă pe dificultate normală mori de la foamete? Știe cineva? Sau, adică nu știu, poate, uite, de exemplu, dacă las, îmi trebuie și un mending pe mine, că o să mi se strice sabia la un moment dat, știi? Deci da, asta e altă problemă și n-am mending, dar atâta s-a putut. Haideți să ne întoarcem înapoi acasă. Deci episodul ăsta am fost... Non-stop în Nether. Doamne, iartă-mă, sunt aici în total în Nether de 40 și ceva de minute. Dar sincer, la ce am găsit mereu noapte, desigur. La ce am găsit, sincer, eu nu mă plâng. Deci am trecut pe lângă un bastion în drum spre casă și am găsit fortăreața total random în timp ce săpam prin zid și voiam să ies de cealaltă parte. Deci e incredibil așa ceva. Mă, dacă e ceva ce nu-mi convine, e că nu cresc astea dacă ești plecat, frate meu. Deci eu mă duc într-o călătorie și când mă întorc acasă rup de foame, recolta mea e vai de steaua ei. Că am uitat că aici pe canalul Hiping nu vorbim urât. Așa că am ajuns acasă și aveam o idee. Eu voiam să mai fac rost de un cățel. Să mai... Mamă, uite-te la toate achievement-urile astea, nu mai pot. Ce gamer, doamne, ce gamer. Da, un nou cățel căruia să îi punem armura colorată cu galben, pe care nu mai știu exact unde am lăsat-o. Am lăsat-o pe aici, pe undeva. Deci asta e clar. Ah, uite-o aici, bun. Iar în momentul ăsta o să scap de tot ce am eu în inventar. O să le las acolo pentru că o să le vedem noi altă dată. Deocamdată nu ne interesează asta și oase. Deci am și șa. Frate meu, am și șa. Nu cred. Bună ziua, domnule. Nu mai am săgeți. Deci da. Fiți atenți că eu oricum n-am nevoie de... Așa. N-am nevoie de săgeți, trebuie să bat creeperii cu sabia. Să luăm mai mult gunpowder, o să ne trebuiască. Deci, în momentul ăsta trebuie să căutăm un cățel. Unde credeți că poate să se afle un cățel? Dacă am găsit unul prin zona asta, ar mai putea fi unul pe aici sau... Poate un alt fel de cățel. Poate trebuie să căutăm un cățel care să n-arate ca ăsta de aici. Din junglă. Că noi, unde l-am găsit pe ăsta? În junglă, nu? Mamă, nu mai văd nimic pe aici. Doamne, nu mai văd nimic pe aici. Bro, ce se întâmplă? Oricum, e făinuț bambusul ăsta. Deci mie îmi place maxim bambusul pe Minecraft. Un papagal albastru. Deci îmi place că papagalul face... De parcă latră un câine. Domnule papagal, ia! Obez ordinar, gras notoriu, marș la sală și la diet. Oh my god. Deci uitați-vă și voi. A mâncat 200.000 de semințe grasul ăsta. Bă, batoză. Așa ni se zicea nouă dacă eram gras și eram copii. De către ceilalți din jurul nostru care ne dădeau bully. Hai, te rog eu, că ți-am dat... Unde ai dispărut? Mă, tu ești nesimțit, tu știi câtă recoltă făceam eu cu semințele alea? Ireal așa ceva. Pincanilor, scrieți-mi repede în secțiunea de comentarii. Papagalul ăla e rasist. Deci asta vreau să scrieți. Dacă ați ajuns până la partea asta a clipului, vreau doar să-mi scrieți că papagalul ăsta e rasist și nu mă place pentru că sunt... Actually sunt destul de... Yes, în sfârșit, mă place. Hai încoace, papagalule. Hai, vino acasă. Bun, ne-am întors acasă cu un papagal aparent, nu cu un câine, dar e bine. Și papagalul îmi place, plus că dansează când îi pui muzică. Oh, că veni vorba de muzică. Pincanilor, mi-a venit cea mai idee. Deci cea mai idee, ești nebun? Mi-a venit
Ar trebui să fac clipurile astea mai lungi, nu? Adică filmez de o oră întreagă, deci dacă editorul scoate 30 de minute din ora asta, e bine. Ar trebui să facem episoadele astea mai lungi, nu-i așa? Bun. Nimic. Deci mergem acasă. Știe cineva cum se face odaia de asculți muzică? Deci știu sigur că este un diamant parcă înconjurat de lemn. Sau ăla era notebook-ul ăla de apeși ca să faci muzică? Ce-i mă porcul ăsta aici? Okay, nu e carburator. Deci haideți repede să vedem cum se face o masă de aia de pus discul muzical. Deci avem diamante aici, lemn, desigur că avem lemn, normal că avem lemn, pincainilor, ce credeți că sunt Terminator din ar care n-are lemn? What? Dar voi chiar credeți că eu nu am lemn în chesturile alea? Stați liniștiți că vă arăt eu că am lemn, nu e nicio problemă, nu vă gândiți pentru o secundă că Pink Vida steaua ta n-ai lemn acasă. Nu, am multe resurse strânse pe această serie minunată de Minecraft și veți vedea imediat că este niște lemn aici, fix în chestul ăsta. Ia uitați, eu când v-am zis, dar nu mă credeți niciodată. Bun, se face așa. Ăla e. Oh my god. Ah, ok, pregătiți-vă urechile. Urechile, vreau să desfundați urechile de ceară. Hai că știu că aveți ceară, că și eu am. Băi, și de fiecare dată când mă spăl, iară ceară. Dar de ce mă mai spăl, mă, dacă apare non-stop? Bun, fiți atenți, atenți, da? Mamă, cum e muzica asta? Băi, e cam o fricoșătoare așa. Bă, vino și dansează pe ăsta, bă. Vrei să... Stai jos! Alo? Oh. O să o ascultăm data viitoare.